change. Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea, reprezintă RefKinetics.ro, iar astăzi vom vorbi despre Alexander Florescu. În acest video, perspectiva mea nu va fi de antrenor, nu va fi de atlet, ci va fi din perspectiva unui kinetoterapeut care are o foarte, foarte mare problemă cu exercițiile pe care le prezintă Alexander Florescu. Sper să vadă acest video și sper să învețe ceva din acest video. Eu doar am să subliniez de ce sunt extrem de periculoase și am să vă spun de ce de ceva timp îmi doresc. Efectiv, este cea mai mare dorință pe care o am eu când vine vorba de legislație. Îmi doresc de foarte, foarte mult timp ca în industria fitness-ului, cel puțin când vine vorba de antrenori, să fie introdus conceptul de malpraxis, astfel încât în momentul în care un antrenor comite o foarte mare greșeală, să spunem așa, și face rău unui, era să spun pacient, unui client, atunci să fie tras la răspundere acest antrenor. Haideți să vorbim puțin despre ruptura de menisc. De ce despre ruptura de menisc? Pentru că asta vă autocauzați în momentul în care faceți mizeria asta. Biomecanica genunchiului este următoarea. Putem să executăm mișcarea de extensie și mișcarea de flexie. Asta în plan frontal. În momentul în care genunchiul este la 90 de grade, iar ligamentele colaterale sunt relaxate, putem să facem o ușoară rotație externă și o ușoară rotație internă. Acestea sunt singurele mișcări pe care le poate face genunchiul. În momentul în care forțăm genunchiul să execute anumite mișcări pe care el nu este conceput să le facă, automat vom crea distrucții tisulare. Ce se întâmplă? Tu, în momentul în care ești la 90 de grade, ai încărcarea propriului corp, bine, undeva la 70% din încărcarea propriului corp, adaugi o bandă de rezistență care îți va trage genunchii în interior, iar tu ești relaxat, nu-ți contracți musculatura fesieră, tu vei veni în poziția asta, cu încărcare. În poziția asta, meniscul medial este efectiv torsionat, este impropriu spus. Structura propriu-zisă este elongată, să spunem așa, tracționată, ca să explic mult mai simplu, iar în momentul în care facem mișcarea inversă, vom torsiona, vom elonga meniscul lateral, ceea ce cauzează microrupturi. În general, noi facem exerciții aerobe, trebuie să facem și exerciții anaerobe. De ce? Dacă facem exercițiu anaerob, deci ce cu spatele, arde mai multe calorii. Acum vom vorbi despre efortul anaerob. În orice caz. O altă chestie pe care Alexander nu înțelege este că efortul aerob este un efort de durată mai lungă, undeva la peste 180 de secunde. Efortul aerob are mai multe segmente în funcție de durata respectivă și mai avem efortul anaerob, care este de durată scurtă. Aici nu o să intru foarte mult în detalii, că o să vă plictisesc cu numere, o să le las pe ecran. Cert este că efortul anaerob și efortul aerob nu țin de direcția în care te îndrepți, efectiv. Ține de durata efortului propriu-zis. Și desigur ține și de gradul de încărcare, dar fiind vorba de alergat, respectiv cardio, nu putem să discutăm despre încărcare, deci este vorba strict de durată. În momentul în care nu înțelegi mecanismele fiziologice ale organismului, tu ca și antrenor nu prea ai cum să gestionezi clientul. Adică tu vii și spui că dacă faci cardio cu spatele, faci efort aerob, respectiv anaerob, n-are nicio logică, este o prostie pe care, dacă aș spune eu cel puțin în facultate, nici măcar la master sau la doctorat, aș fi cel mai probabil dat afară și nu o să trec niciodată cursul respectiv. Ceea ce este extrem de trist, deoarece este un concept extrem de simplu. Acum, nu vreau să fiu foarte rău cu Alexander, adică sunt deja rău într-o oarecare măsură, dar totuși, Alexander, tu ai niște credențiale, adică ai făcut un curs de instructor și atât și acum încep să vorbești despre efort aerob, efort anaerob, iar tu nu stăpânești lucrurile astea, de asemenea îți distrugi din punct de vedere anatomic clienții și pretinzi că ești unul dintre cei mai mari antrenori ai acestei țări. Din nou, este foarte, foarte trist, e o chestie care este promovată și în mass media și la TV, sunt acești antrenori de duzină care nu au credențiale, dar cu toate astea apar peste tot, sunt antrenorii vedetelor,
dar ei nu sunt în stare să execute o genuflexiune cum trebuie, o îndreptare cum trebuie, nu sunt în stare să periodizeze un antrenament sau ci să mai vorbim de mezocicluri și lucruri mai avansate sau mecanismele avansate de hipertrofie. Subiectul este extrem de vast, aș putea să vă spun 100 de milioane de motive pentru care Alexander greșește, dar nu asta e ideea. Ideea este că în momentul în care te duci la un antrenor și ți se pare că ceva e ciudat sau nenatural, adică nu o să poată să-mi spună mie niciodată, niciunul dintre clienții lui, că execută acele exerciții și se simt foarte bine, nu au dureri și totul este super bine. Tu, în momentul în care faci chestiile alea, te autodistrugi. O să vă arăt niște studii despre forțele de forfecare de la nivelul genunchiului, care atestă incontestabil că mișcările respective sunt destructive pentru structura respectivă. Acum că am demonstrat și acest aspect, încercați să vă gândiți puțin cam cum ați putea să vă alegeți un antrenor bun. Ce înseamnă un antrenor bun? Am să vă zic eu trei chestii super simple. Un antrenor bun este unul care insistă pe exercițiile de bază, pe îndreptare, genuflexiune, împinsul la orizontală și insistă pe cum să le execuți perfect și cum să le stăpânești, cum să devii cât mai bun la acestea și să le îmbunătățești pe termen lung. Iar un antrenor prost va încerca să complice extrem de mult lucrurile, să facă tot felul de acrobații, tot felul de combinații, de mișcări, efectiv, antrenamentul tău nu mai arată ca un antrenament, ci arată ca un circ. Ăsta ar fi primul aspect. În momentul în care complici lucrurile prea mult, ar trebui să-ți pui un semn de întrebare. Al doilea aspect, credențialele. Dacă cineva a făcut o școală de instructor de 2-3 săptămâni, tu nu te aștepta ca persoana respectivă să știe cum să-ți facă nutriția și să fie optimă pentru tine, să știe cum să-ți facă antrenamentul fără să te accidentezi, ci pur și simplu te poate introduce în noțiunea asta de fitness. Îți poate arăta niște exerciții la niște aparate, niște chestii simple și asta e tot. Dacă tu ai o problemă, de exemplu ai venit cu o leziune de menisc sau cu un început de hernie și îi spui antrenorului tău, mi-a recomandat medicul să fac sport, dar să știi că am o mică problemă. Dacă antrenorul tău îți spune că da, e în regulă, rupem tot și el e doar un antrenor, da, într-adevăr, o să rupeți tot. Bun. Iar al treilea aspect ar fi felul în care antrenorul tău vorbește. Dacă el este lângă tine și e doar un clov care încearcă să te încurajeze și, într-adevăr, sprijinul moral este extrem de important. Adică putem să ne raportăm la efectul Pygmalion. Adică în momentul în care suntem încurajați, automat performanța sportivă și psihică crește. Asta e o chestie foarte, foarte utilă. Dar dacă antrenorul tău e doar un circar care stă lângă tine și spune hai că poți, hai fa aia, hai și așa, dar nu-ți explică de ce faci un exercițiu, cum să-l îmbunătățești, care este mecanismul prin care tu poți să faci exercițiul ăsta corect? Un antrenor bun va ști cum să adapteze antrenamentul în funcție de lungimea segmentelor tale. Aici sunt chestii foarte, foarte avansate, într-adevăr, dar un antrenor ar trebui să știe asta. Ar trebui să-ți explice mecanismele antrenamentului și ale exercițiului, de ce fac asta, care sunt mușchii care lucrează și cum pot să îmbunătățesc exercițiul. Ar trebui să știe cum să-ți adapteze nutriția și ar trebui să știe cum să te protejeze de accidentări. Iar în momentul în care el consideră că este depășit, adică în momentul în care n-are credențiile alele necesare, ar trebui să spună, bun, nu știu cum să gestionez durerea pe care o ai tu acum sau deficiența de postură, a sosit momentul să te duci la un medic sau la un kinetoterapeut și să-ți tratezi problema respectivă, după care să te întorci la mine și să continuăm cu partea de fitness. Alexander, dacă cineva vrea să sublinieze că greșești ceva anume, nu vrea să sublinieze acest lucru pentru că îți vrea răul, ci vrea să sublinieze acest lucru pentru că vrea ca tu să nu mai faci acea greșeală. Ești un om foarte vizibil, ești un om care are un following, ești un om care are niște săli. Dacă nu stăpânești antrenamentul sau a antrena, poți să te oprești și să lași pe altcineva care este mai capabil să facă asta. Sau poți să apelezi la cineva care este mult mai bun ca tine să te învețe. Important este să progresezi. Bun, acum am să vă prezint o serie de videouri. Nu știu, cam ăsta este circul Futura Gym. Puteți să trageți singuri o concluzie. Sunt foarte multe exerciții a căror mecanisme aș putea să le iau fiecare în parte, dar în proporție de 90-95% exercițiile pe care le execută clienții lui Alexander sunt foarte, foarte periculoase. Și sincer să fiu, oricum am aflat că sunt multipli clienți care au avut deja probleme, dar nu s-au sesizat, nu au spus nimic, au preferat doar să apeleze la altcineva. Așadar, enjoy! Hai, și bravo, 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 bravo! Asta e, excelent!
Acum să vă explic circul. Ce nu v-am spus când eram în sală, deoarece eram după antrenament și eram și pe pre-workout, eram destul de agitat și în același timp destul de supărat. În primul și în primul rând, antrenamentele lui Alexander sunt extrem, extrem de complicate. Nu complexe, complicate. Mișcările sunt foarte, foarte stupide din punct de vedere biomecanic, deoarece vă pot pune în pericol structurile articulare, vă pot distruge anumite structuri ce nu se regenerează. Aici vorbim într-o oarecare măsură despre meniscurile mediale, de exemplu, pentru că el are... Alexander are o problemă foarte, foarte mare cu meniscurile. Nu știu ce problemă are el cu meniscurile, ce i-au făcut meniscurile la viața lui, dar cert e că Alexander vrea să se răzbune pe meniscuri, pur și simplu vrea să le ucidă. Anyway, revenind, o să iau câteva dintre videourile acestuia și o să vă arăt pe filmare, o să vă explic pe filmare cam ce este greșit, de ce este periculos și cam asta ar fi tot. Asta va fi... Nu știu, voi veți trage ce concluzie vreți. Nu uitați că aceste lucruri vin de la un cadru medical. Sunt până la urmă kinetoterapeut. Nu vin lucrurile astea doar de la un antrenor oarecare sau un sportiv oarecare din sală. Am și eu o școală, am și eu niște cărți pe care le-am citit. Dar în orice caz, să revenim la mișcările propriu-zise. Primul video. Avem niște îndreptări executate decent, cu excepția faptului că se duce într-o extensie agresivă pe final. Acolo nu e tocmai o problemă atât de gravă, sunt foarte mulți oameni care chiar recomandă asta, deși eu nu sunt de acord, deoarece poți pune presiune destul de mare pe coloana lombară. Priza e ciudată, dar din nou, nu o să stau să analizez din punct de vedere tehnic ce face fetița, deoarece nu sunt greșeli atât de mare și nu avem cine știe ce așteptări de la dânsul. Oh, boy. Bun, al doilea exercițiu. Avem aceeași fată care execută un fel de extensii de shoulder cu abducție, bandă la nivelul genunchiului, mingea, bosul la nivelul abdomenului, nu e la nivelul abdomenului, e la nivelul bazinului. Acum, oarecum cred că Alexander a vrut să facă ceva bun aici. Mingea ar fi avut într-o oarecare măsură un rol pozitiv dacă era așezată la nivelul abdomenului, astfel încât să blocheze extensia lombarului. Din nefericire, în acest caz, mingea bosu accentuează extensia lombarului, deci pune foarte multă presiune, duce într-o lordoză agresivă coloana lombară, iar mișcarea propriu-zisă, acea extensie cu acea forfecare tipică, care nu are nicio relevanță. Deci avem o microextensie cu o microabducție care nu lucrează nici măcar în proporție de 20% fesierul, cred că acolo avem o activare musculară de 10%, iar pe partea de fesier mijlociu, da, Alexander, fesierii sunt de mai multe feluri, mijlociu, mic și mare, dar în orice caz, revenind, iar pe partea de abductor, respectiv fesier mijlociu, din nou, abducția aia nu prea face nimic, pot fi făcute multe alte exerciții mult mai bune de atât. Per total, exercițiul execrabil, deoarece în poziția respectivă punem foarte multă presiune pe coloana lombară, dar avantajul este că neavând încărcare, nu putem să punem în așa mare pericol coloana. Și acum, favoritele mele, genuflexiuni în stanță asimetrică, o talpă pe podea, un vârf în podea, genunchii vin ușor în interior, bara e așezată ciudat, folosește paduri pentru fete... Am înțeles, nu vreți să vă răniți, dar având în vedere câtă mobilitate aveți voi, fetelor, n-ar trebui să folosiți peduri, pentru că acestea vă vor duce, datorită creșterii volumului bării, respectiv a circumferinței, vă vor duce într-o extensie agresivă, vă vor duce într-o poziție destul de agresivă pentru umeri, dar aici nu este mare lucru. Puteți vedea și la nivelul încheieturilor, priza este în extensie, deci avem și acolo o ușoară presiune pe încheietură, deși din nou nu este mare lucru. Dar adevărata problemă, adevăratul elefant din cameră, este această genuflexiune cu benzi de rezistență în stanță asimetrică. Talpa care este în podea, respectiv genunchiul de pe partea respectivă, nu sunt tocmai în pericol, ele suferă toată încărcarea propriu-zisă, sau cel puțin în cazul de față undeva la 70% din încărcare, iar celălalt suportă restul de încărcare. Acum, problema este următoarea. În momentul în care tu vii cu în momentul în care pui sprijin pe vârf și creezi o asimetrie la nivelul bazinului, deoarece pe partea pe care talpa e în podea, bazinul va fi aici, iar respectiv unde este vârful în extensie, automat veți eleva puțin genunchiul și veți eleva la rândul lui și și shoulder-ul. Aici avem o încărcare asimetrică la nivelul coloanei. Iar o genuflexiune de pe vârfuri
nu este cea mai plăcută pentru genunchii voștri, lăsând la o parte faptul că nu e cine știe ce din punct de vedere neuromuscular, e doar o genuflexiune în care încărcătura este asimetrică. Exercițiul în sine nu oferă niciun beneficiu în plus față de o genuflexiune normală. Iar Alexander face acea forfecare tipică jos. Mamă, deci gândiți-vă că aveți 80% din încărcătură pe un singur genunchi, iar genunchiul respectiv trebuie să facă asta când e jos. Voi vă dați seama ce se întâmplă cu meniscurile alea? V-am zis, Alexander are ceva cu meniscurile. Cred că v-am spus asta și în sală, sper să nu mă repet acum. Meniscurile nu sunt concepute decât să absoarbă șocuri. Ele nu sunt concepute să facă aceste, să suporte aceste mișcări de forfecare. Forțele de forfecare sunt cele mai periculoase ce pot fi aplicate către articulațiile noastre, sunt cele mai destructive, organismul nostru nu este conceput să suporte forțele de forfecare, există nenumărate studii care atestă acest lucru. Iar aici, exercițiul propriu-zis implică o forfecare extremă, cu o încărcare asimetrică de 80% pe un genunchi. Bun, genunchiul care e pe vârf nu suportă tocmai o greutate foarte, foarte mare, dar genunchiul care face mișcarea propriu-zisă și este cu talpa în podea, gândiți-vă că trebuie să susțină smitul, trebuie să susțină propria greutate și trebuie să mai facă și acea forfecare. Lăsând la o parte faptul că meniscurile vor fi zguduite și efectiv torsionate în adevăratul sens al cuvântului, există un risc foarte, foarte mare de leziune acolo. Mai vorbim și despre ligamentele încrucișate, unde apar niște tensiuni destul de nasoare. Adică noi suntem în flexie, în flexie genunchiul nu este tocmai în cea mai stabilă poziție. Tocmai datorită faptului că suntem în flexie, ligamentele colaterale ale genunchiului permit și rotația internă și rotația externă, dar asta nu înseamnă că permit abducție și aducție. Genunchiul nu este conceput să facă aceste mișcări. Așa. Bun. Am trecut și de mizeria asta, să nu mai zic că pe final de mișcare proiectează puțin înainte bazinul. O altă presiune în plus pe lombar. Bun, aici avem și o bandă de rezistență și scripetele. Având în vedere unghiul de acțiune al forțelor pe extensie, n-avem cine știe ce rezistență, e un exercițiu destul de prost pentru gluteu. Fata execută destul de lent, dar chiar și așa exercițiul nu e tocmai cel mai inteligent. E doar un giumbușluc. Acum avem din nou o genuflexiune cu acea forfecare pe final de mișcare. O să o iau de la capăt în momentul în care ești jos și ai încărcare maximă pe genunchi. Tu faci acea forfecare, pui presiune foarte, foarte mare pe ligamentele încrucișate, pe ligamentele colaterale, respectiv pe meniscuri. Eu v-am zis, Alexander are o problemă cu meniscurile. Nu înțeleg ce este cu el și cu meniscurile. Dar sper că într-un final să se împace și să le mai lase în pace. Bun, al doilea exercițiu este o îndreptare românească cu stretching pe aducturi, cu abducție la 60-70 de grade, cu greutatea pe un singur braț, cu înclinare laterală. Ignorați-mă, sunt retardat. Așa, bun. După părerea mea, ăsta este un exercițiu de circ, pentru că 1. Nu optimizează contracția la nivelul extensorilor. Exercițiul per total este doar un giumbușluc, nu aduce nicio valoare în plus față de îndreptarea românească tipică sau de îndreptarea românească într-un singur picior, respectiv îndreptarea în cumpănă. Oricum greutatea este insignifiantă. Problema cea mai mare e că încărcarea este asimetrică, bazinul este într-o parte, raportul dintre complexitate și eficiență e ineficient și stupid de complicat, să nu zic complex, pentru că nu merită să numesc acest exercițiu complex. Eu l-aș face cu o fată pe care aș pregăti-o pentru un concurs sau cu cineva avansat sau chiar și cu începător. Nope, niciodată și nimeni care se respectă n-ar face așa ceva. Și încă o chestie, văd că pe final de mișcare tot insistă cu fetele sale să proiecteze bazinul înainte. Această proiectare a bazinului înainte n-are nicio valoare pe partea de contracție a fesierilor, dimpotrivă pune foarte multă presiune pe coloana lombară datorită faptului că hiperlordozează. Și oricum, femeile au o predispoziție la hiperlordoză dată fiind structura lor anatomică. Este o chestie tipică. Lordoza femeiască este puțin mai mare decât lordoza bărbătească fiziologică, adică în normele sănătoase. Revenind, bun, aici avem o flexie pentru ischiogambieri.
Alexander, ischiogambieri, semitendinos, semimembranos și biceps femoral. Aceștia sunt flexorii genunchiului. Poziția, unul la mână. Mingea, n-are ce căuta. Mingea, ce-o fi chestia aia? Nu are ce căuta sub bazin, deoarece hiperlordozează, pune o presiune în plus pe lombară, pe coloana lombară și forțează bazinul în basculare posterioară, astfel încât lucrează foarte, foarte mult lombarul. Chiar dacă tu faci o flexie din genunchi, vei ridica fata va ridica fundul foarte, foarte sus și va pune presiune pe coloana lombară datorită faptului că se contractă puternic lombarii, respectiv erectorii spinali. Exercițiul în sine, da, poziția e proastă, dar exercițiul e ok. Dar puteți face asta mult mai bine? Da, desigur. Vă puteți duce să faceți la aparat flexii, ori din șezut, ori de pe burtă, sau puteți să le faceți cu benzi de rezistență, dacă vreți să complicați lucrurile, dar să le faceți la un scripete de pe burtă, într-o poziție proastă, not my cup of tea. Yes, mamă cum face și el când face ea, e acolo, e prezent, îmi place de el. Aici avem o genuflexiune, oarecum tip sumo. Dublează mișcarea jos, genunchii vin puțin în interior, e executată destul de prost, dar în orice caz nu e atât de periculoasă ca și alte chestii pe care le-am mai făcut. Singura problemă acolo este că genunchiul trebuie să vină efectiv pe direcția vârfurilor picioarelor sau poate chiar puțin în exterior. În momentul în care genunchiul vine ușor în interior, avem o hiperelongație la nivelul hiperelongației. Efectiv, tragem de meniscul medial și punem într-o poziție, într-o încărcare asimetrică genunchiul. Lucru ce nu este tocmai favorabil pe termen lung, desigur pot să apară microleziuni în momentul în care execuți acest exercițiu repetat așa de prost. Nu o să te accidentezi deodată, adică nu te gândi că o să vii, o să faci exercițiul ăla și gata, deodată te rupi, asta dacă nu cumva musculatura ta chiar este zero barat. Băiat deștept fiind, am uitat să filmez outro-ul, a trecut aproape o lună de când am filmat videoul efectiv, dar ne-am luat cu altele, am reușit să postăm alte videouri, în orice caz. Să trecem direct la subiect. Sunt foarte multe chestii din acest video, nu știu, care poate vor părea niște atacuri, nu știu, nu prea îmi pasă, pentru că nu sunt, adică pur și simplu vreau să subliniez niște lucruri care sunt efectiv periculoase. Lucrurile sunt simple până la urmă. Faci acele exerciții, le execuți exact așa, te autodistrugi într-o oarecare măsură, la indicația antrenorului tău. Am să vă spun o mică poveste. În multele ore de practică pe care le-am făcut în spitale și în clinici, o chestie pe care am observat-o recurentă este următoarea. Pacientul se prezenta cu dureri de umeri, de genunchi, de spate, dar nu venea după o accidentare. Nu l-a lovit mașina, nu l-a lovit trenul, nu a făcut absolut nimic. Și de fiecare dată când medicul îl întreba sau kinetoterapeutul care se ocupa de acesta îl întreba, dar ce ai pățit? A, nu știu, păi m-am antrenat și am făcut niște exerciții și încet, încet a apărut durerea. Păi și tu cum ai executat exercițiul? Ai lucrat cu antrenor? Da, am lucrat cu antrenor. Păi și acesta n-ar fi trebuit să zică să execuți corect? Ia arată-mi, cum executai împinsul deasupra capului? Și persoana respectivă arăta un împins de la tipic cu presiune foarte mare pe acromie claviculară. Sau persoana respectivă ne arăta o genuflexiune în care venea cu genunchii în interior. Deci foarte, foarte multe lucruri se petrec din cauza acestor antrenori care n-au nici cea mai vagă idee ce fac. Și oricum ai întoarce-o, când vine vorba de sănătatea ta și de timpul tău, nu prea putem să fim mai, nu știu, să lăsăm lucrurile să se întâmple și asta e, schimbăm antrenorul și asta e. Nu, trebuie pur și simplu să subliniem faptul că există anumiți oameni care sunt destructivi în adevăratul sens al cuvântului și anumiți oameni care nu sunt la fel de destructivi. În cazul de față, da, acest antrenor, după părerea mea ca și specialist, este periculos pentru sănătatea ta. Asta înseamnă că e capăt de lume și ar trebui să nu mai antreneze? Nu. Asta înseamnă că Alexander ar trebui pur și simplu să învețe să antreneze, să facă o școală bună de antrenori sau pur și simplu să lase această profesie și să se apuce, nu știu, să-și gestioneze afacerea. Prin afacere mă refer că el are sălile respective. Adică nu văd de ce își pierde el timpul, își pierde timpul între ghilimele, încercând și să antreneze când e clar că acest lucru nu e pentru el. În orice caz, acum că am scos astea din vizor, deci nu mă interesează ce părere aveți, dacă aveți senzația că l-atac, pentru că nu l-atac, pur și simplu vreau să-mi expun părerea referitoare la calitatea lui ca și antrenor. Acum, poate pare că sunt rău și nu-mi pasă de ce spuneți și bullshit-uri de-astea,
Îmi pasă, dar nu îmi pasă de acest aspect. Nu îmi pasă că oamenii vor crede că îl atac. Pentru că nu îl atac, ci pur și simplu vreau să expun niște lucruri, vreau să vă învăț, vreau să știți cum să vă alegeți un antrenor, vreau să știți când un antrenor poate fi problematic. Deci lucrurile sunt destul de simple. Cam asta e tot ce am eu de spus. Numele meu este Robert Florea, reprezintele fkinetics.ro. Pe data viitoare.